Încercați această rețetă de vinete fără ezitare, sunt convinsă că o să vă placă. Am descoperit-o din greșeală când încercam să fac o garnitură pentru friptura la grătar și vă spun absolut sincer că am ajuns să mâncăm aceste vinete cu mai multă plăcere decât friptura, mai ales că au foarte puține calorii. Durează cam 15 minute totul și nu aveți nevoie de multe ingrediente. Haideți să le vedem! Două vinete mici, în jur de 450 de grame, 2 căței mari de usturoi, o linguriță de miere, nu foarte plină, 4 lingurițe de ulei, 2 lingurițe de oțet simplu, aproximativ 4 lingurițe de sos de soia, sare și piper negru proaspăt râșnit. Puneți un grill la încins pe aragaz cu focul mediu. Dacă aveți două, folosiți-le pe ambele simultan și veți termina mult mai repede. Pentru această rețetă folosiți întotdeauna vinete mici, pentru că vrem să aibă semințe cât mai puține și nedezvoltate. Acestea două au împreună 450 de grame. Decojiți-le. Apoi tăiați-le felii mici, nici subțiri, dar nici groase. Acestea au cam 6 mm grosime. În acest fel se vor găti repede. Așezați-le direct pe grill, fără să le ungeți cu ulei sau să le condimentați cu ceva. Dacă cumva se lipesc, ungeți grillul cu puțin ulei, nu vinetele. Puteți să rotiți feliile la 90 de grade cât timp stau la copt pe fiecare față, ca să obțineți un model de romb sau de pătrățele. Dar asta nu este obligatoriu, important este doar să le frigeți pe ambele părți, astfel încât să devină moi. Când sunt gata, se scot pe o farfurie și se pune următoarea tranșă. Eu am făcut două tranșe, două vinete mici, două tranșe. A durat cam 10 minute totul și am obținut 200 de grame de vinete coapte. După ce le-ați terminat, presărați cu sare și cu piper negru proaspăt măcinat. Luați un castronel mediu și în el adăugați o linguriță de miere, nu foarte plină, căței de usturoi dați prin presă, 4 lingurițe de sos de soia, foarte important, 4 lingurițe de ulei și 2 lingurițe de oțet. Se amestecă totul. Nu pare a fi mult sos, dar este suficient pentru câte vinete avem. Transferăm rondelele de vinete în castron și amestecăm ușor, fără să le strivim, ca legumele să se acopere uniform cu sos. Acum gustați! Trebuie să vă bazați un pic și pe gustul vostru, ca să condimentați perfect vinetele. Dacă voi aveți o linguriță mai mică sau mai mare, aveți alt sos de soia, vinetele voastre poate au fost un pic mai mari, o să obțineți un efect diferit. Ca să iasă perfect, trebuie să gustați și vedeți ce mai trebuie. Sare, piper, un pic de usturoi poate. Dacă nu par foarte gustoase, așa cum le-am lăudat eu, înseamnă că mai trebuie o linguriță de sos de soia. Pentru că sosul de soia dă acel ceva, ceva gustos. Și ați terminat! Sunt absolut delicioase, sănătoase, simple și rapide și chiar sper să le încercați și voi, dragilor. Puteți să încercați aceeași metodă și cu ciuperci la grătar, dovlecei și bucăți mai mari de ardei gras roșu, dar cel mai bine merge cu vinete. Să aveți poftă, dragii mei, ne vedem data viitoare. Numai bine!